Salutare, cu voi este Patrick și Selimir. Patrick, Selimir. Și în episodul de astăzi o să vă arăt repede ce mi-am cumpărat. Acum am venit de la cumpărături, am făcut niște cumpărături în Kaufland și am vrut să vedeți și voi ce mi-am mai cumpărat. Așa că o să începem chiar acum. Dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați la canal și nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a vedea și viitoarele mele clipuri. Să începem! În primul rând, am cumpărat pentru cei mici un lapte praf de la Milupa. Cam așa arată. Este pentru copii de peste un an, ca să îi fie bun și celuilalt copil, lui Cristian. Noi mereu cumpărăm laptele ăsta, mi se pare foarte bun și ca și preț și ca și calitate, e foarte ok. A fost la 33 de lei. Apoi am cumpărat o pâine super mare la 1,2 kg. Cam așa arată. Asta a fost 7,50 lei. N-am mai încercat pâinea asta până acum, dar sper să fie bună. Chiar sper să fie bună. Așa. Am văzut și aceste chipsuri de la Chio Chips, cantitatea de 125 de grame și am văzut că au sortiment de ceapă dulce. Cred că e ceva nou, n-am mai văzut până acum la ei sortimentul acesta, dar oricum să-mi lăsați în comentarii dacă ați încercat noua gamă de la Chio și să-mi spuneți părerea despre el. Văd că scrie 30% mai puține grăsimi. Sperăm să fie așa și zice că sunt din cartofi prăjiți. Sper să fie bune. Această pungă a fost 4,80 lei, aproape 5 lei. Aici am luat o bucată de șuncă din piept de pui umplută. E foarte faină, am mai încercat această variantă, vă recomand și vouă. Asta a fost 40 de lei și 50 de bani, 1 kg și 100 de grame. Este de la Aldi și nouă ne place foarte, foarte mult. Vă recomand dacă treceți pe la Kaufland să vă cumpărați și voi, că se merită. Aici am mai luat soțul meu să încercăm un cotlet haiducesc. Acesta a fost la 8,80 lei, tot de la Aldis, de la aceeași firmă, ca și șunca din piept de pui. Sunt doar câteva felii, dar sperăm să fie delicioase. Aici am cumpărat două budinci din acestea, de la Müller. N-am mai încercat până acum, sper să fie faine. Au deasupra ciocolată, iar de desubt vanilie. Sper că se poate vedea și pe cadru. Și una a fost în jur de 6 lei. Am găsit și așa o caserolă de salam picnic. Aceasta am găsit-o la prețul de 4 lei, 100 de grame. Sper să fie bun. N-am mai încercat nici acest sortiment de salam până acum. Pentru mine mi-am luat un zuzu frappe, cam așa arată. Ăsta l-am găsit la prețul de 3 lei și 67 de bani. E foarte bun. Vi-l recomand și vouă dacă vă place cumva cafea sau frappeul, cappuccino. E foarte fain. Aici soțul meu a mai cumpărat niște carioci din acestea. În jur de 4,50 lei a fost astea. Sper că se vede și pe cameră. Aici am mai luat o caserolă de carne de porc tocată. Noi folosim asta foarte mult pentru paste, pentru a prepara acel sos. De obicei cu sos roșu facem această carne. Să știți că e foarte bună, dar sortimentul ăsta nu l-am încercat momentan. O să vă spun oricum cum a fost, probabil pe story-uri pe Instagram, dacă mă urmăriți și acolo o să aflați și părerea mea despre asta. Asta a fost în jur de 11 lei, 1 kg. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat este un bidon de apă de la Zizin de 10 kg, dar acum nu o să vi-l mai arăt pentru că l-am pus deja în altă parte. Ok, acestea au fost cumpărăturile de astăzi, cu voi a fost Patri și Selimir. Noi vă pupăm și nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne urmăriți mai departe. Pupici, pa, pa!